O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe doctorul Prundeanu, cu mesajul intitulat Relația omului cu pântecele. Cerând o lămurire din partea Domnului în privința acestui subiect și cum să-l abordez, Domnul mi-a dat următorul îndemn: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa propovăduiește cuvântul, stăruind asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Sunt versetele din 2 Timotei 4, de la 1 la 5. Gândindu-mă la acest lucru, trebuie să ne gândim din nou la versetul acela, nu ne gândim la un pântec ca la Dumnezeu nostru. Rușinea lor și Dumnezeul lor este pântecele lor. Totodată vreau să fie pentru fiecare viu în minte versetul care spune că cel care mănâncă să nu judece pe cel care nu mănâncă și cel care nu mănâncă să nu judece pe cel care mănâncă. Așa că eu n-aș vrea scindarea bisericii între cei care consumă cafea și care nu consumă. Trebuie să spunem lucrurile pe nume și binelui trebuie să-i spunem bine și răului rău. Așa n-aș vrea acum să se împartă în două tabere, unii care zic să mănânci, altul care zice să nu mănânci. Pentru că noi nu suntem din aceia care vor să intre sub lege. Pentru că mulți, de fapt, fac greșeli tocmai vroind să fie într-un fel sub lege. Și se întreabă, ce ai voie să faci? Ce am voie? Sunt oameni care intră în pocăință și vor să știe, uite, până acum am făcut asta, asta și asta, care sunt regulile voastre? Poți să mănânci? Da, atunci mănânci. Ci este acum Duhul Sfânt sub care am intrat, sub autoritatea căruia suntem și care ne spune, acum mănânci, acum nu mănânci, acum mănânci asta, acum mănânci aia. Și dacă stăm să ne gândim, de fapt, avem nevoie doar de șoapta Duhului Sfânt pe care să o urmărim cu fiecare ocazie. Numai trebuie să fim atenți acolo. Și atunci o să întrebe cineva, dar atunci la ce mai e nevoie de studiu biblic? Duhul Sfânt are posibilitatea să se îndrepte din toate direcțiile către credincios, nu numai din lăuntru inimii lui. Am să încerc într-un fel anume, încât îmi va sta în putință, să lămurim următoarele întrebări. În primul rând, de ce trebuie să mâncăm? După ce să ne orientăm când facem acest lucru? A doua întrebare este cât de important este cât mâncăm, cum să mâncăm și cum să reluăm mâncarea după ce postim, când să mâncăm și când nu, ce să mâncăm, care este relația dintre hrană și sănătate, care sunt îndemnurile date de Domnul Iisus pentru cei ce vestesc Evanghelia, de ce principiile alimentare din Vechiul Testament par diferite de cele din Noul Testament. Este vorba cumva de vreo contradicție sau de vreo evoluție a omului? Luând pe rând aceste întrebări, vom trata în primul rând pe aceea care spune de ce trebuie să mâncăm și după ce să ne orientăm când facem acest lucru. De ce este nevoie de hrană? Dumnezeu în înțelepciunea Lui, când ne-a creat și ne-a făcut trupuri din țărâna pământului, ne-a dat și ceva care să întrețină aceste trupuri și care este hrana. Care inventator omenesc ar face o mașină și să nu aibă benzina cu care mașina respectivă să funcționeze? Sau care inginer ar proiecta un aparat electric dacă nu există o rețea de curent care să alimenteze aparatul și care să-i dea posibilitatea să funcționeze? Și tot așa Dumnezeu a dat posibilitatea ca acest trup să se întrețină și fiindcă
El era creatorul și știa că poate în continuu să ne asigure hrana noastră, ne-a făcut și aceste trupuri. El nu ne-a făcut trupurile în ideea că trebuie să ajungem într-o lipsă sau fără să prevadă până la momentul final, când trupul acesta, dacă am căzut acum în lumea aceasta de păcat, până în momentul final când trupurile noastre nu vor mai avea suflare și viață în ele, să fie totuși întreținute într-o condiție bună. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. 1 Corinteni 6:13. Însă pentru că trupul acesta acum are parte de moarte, să ne amintim și ce zice a doua parte a versetului: și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Mâncarea este o binecuvântare de la Dumnezeu, hrana în general. Și hrana nu se limitează doar la mâncarea aceasta fizică. Există felurite mâncări. Domnul Iisus, cu o anumită ocazie, a spus: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Atunci când au venit ucenicii și au văzut că samariteanca era pe acolo, o fi dat samariteanca să mănânce Domnul Iisus. Nu, zice Domnul Iisus, mâncarea mea este alta acum. Voi nu știți, nu înțelegeți lucrul acesta. Și există diferite și diferite mâncări. Există diferite feluri de băutură. Nu voi bea eu paharul acesta, zice Domnul Iisus. Că dacă am venit până la ceasul acesta să accept să mor pentru păcatele omenirii? Există felurite mâncări și felurite băuturi. Și câteodată poate vom fi tentați să întrebăm dacă întotdeauna vom mânca și dacă acolo unde ne vom duce în ceruri se poate mânca. Domnul Iisus ne dă un răspuns care spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14:17. Însă în același timp, El nu neagă că acolo ar exista o mâncare. Să nu uităm că vom sta cu El la masă. Pe de altă parte, chiar și în Apocalipsa, Apostolul Ioan zice că în cer sunt alte feluri de mâncare, se dau alte sortimente. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apocalipsa 10:10. Dacă hrana este o binecuvântare, dacă mâncare este o binecuvântare pentru trup, să nu uităm că ea este și o încercare. Ca orice binecuvântare de altfel. Pentru că Dumnezeu dă binecuvântarea, pe de o parte, ca să bucure pe cel binecuvântat, dar pe de altă parte, cu ocazia asta, este și încercată inima. Ce face El cu binecuvântarea aceasta? Pentru că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, este drept ca tatăl să încerce copilul, să-l crească într-o anumită manieră și să vadă ce face El cu lucrul pe care El îl dă. Dacă un tată bucuros de copilul lui ascultător și cu minte îi dă o sumă de bani, sigur că vrea să vadă cam ce face copilul cu suma aceea. El îi dă, poate să-și ia o ciocolată și dacă el se duce și, mai știu eu, joacă la loto sau, mai știu eu, risipește banii aia sau îi dă pe artificii, pe pocnitori din ăstea care să sperie lumea pe stradă, tatăl nu va fi bucuros. Orice binecuvântare are într-un fel și acest aspect al încercării. Și hrana aceasta care ni se dă este bună, însă ne și încearcă, ce vom face cu ea? Și îmbrăcămintea care noi putem să ne o permitem, să ne cumpărăm, nu? Poate să fie o binecuvântare, ea ne ferește de frig, ne apără de privirile celorlalți. Dacă ai niște pantofi strâmți sau prea largi sau din ăștia cu tocuri, nu sunt o binecuvântare. Eu de când eram ortoped, o îndemnam pe soția mea, nu cumva să porți așa ceva și ea n-a vrut. Să asculte, până așa dureri de picioare au apucat-o, că singură s-a lăsat de ei. Și după ce m-am pocăit, m-am gândit, uite, la cântarea aceea, că-și pantofi cu tocul cui nu-s pe placul Domnului. Și mă gândeam, uite, nici pe placul ortopedului nu erau, că femeia nu-i făcută să fie gazelă. Dacă Domnul ar fi vrut să o facă, că prioară îi dădea și o copițică. Dar așa, tot piciorul din față, antepiciorul, îi spunem noi, este aglomerat de greutatea corpului spre în față. Degetele încep să se încalece, articulațiile care sunt un pic mai laxe la femeie încep să cedeze și tot piciorul din față, tot antepiciorul începe să sufere și să doară. Ei bine, tot așa există mâncăruri care pentru unii sunt sănătoase și care pentru unii nu sunt sănătoase. Acum revenind
la de ce mâncăm și dacă e obligatoriu să mâncăm, să ne amintim că după înviere, Domnul Iisus, pentru a convinge pe ucenici că nu este un duh, ci a înviat chiar în trup, a mâncat și a băut împreună cu ei. El s-a arătat, așa cum scrie în Fapte 10:41, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El, după ce a înviat din morți. Deci și Domnul Iisus a mâncat și Domnul Iisus a băut aici pe pământul acesta, a suferit de foame, a suferit de frig, a avut aceleași sentimente și aceleași simțiri ca și un om. Hrana care este luată din roadele pământului este destinată întreținerii trupului nostru de țărână, de materie, și fără ea puterile încep să ne părăsească. Și planul lui Dumnezeu pentru noi nu este acesta. Când ne părăsesc puterile din lipsa hranei, trebuie să ne hrănim ca din nou să ne întărim. Și este scris în Fapte 9:19 că după ce a mâncat, e vorba de Saul, când ajunsese orb după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, el n-a mâncat și n-a băut 3 zile. Dar după ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Iar în Fapte 27:33-36, pe corabia aceea care era gata să se scufunde, scrie așa: înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. Domnul Iisus a mulțit pâinile, Domnul Iisus a mulțit peștii și a dat mulțimii, i-a hrănit, însă n-a fost de acord cu aceia care l-au urmat doar pentru că a înmulțit pâinile și le-a dat hrană din aceasta trupească. Și el a zis: veniți la mine să vă dau pâine din cer, veniți să vă dau apa vieții. El dorea, în primul rând, să ne dea bucate duhovnicești. Și vă spun că, într-adevăr, cuvântul acesta, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu orice cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu, este adevărat și l-am încercat pe piele proprie. Cum se întâmplă lucrul acesta? Poate dacă stați odată în jertfă, un timp anume, și vă gândiți, uite, la ora cu tare voi mânca, voi înceta jertfa. Chiar la ora aceea îți iese cineva înainte și începi să vorbești din cuvântul Domnului. Nu-i așa că vorbești și vorbești și uiți de foame. Nu numai că uiți de foame, ți se stâmpără foamea. Și au trecut o oră, a trecut 2 ore câteodată sau 3 de când trebuia să mănânci și nu mai simți foame. Și te duci acasă și zici, acum pot să mănânc, dar nu mai e foame. Și dacă ești tare în credință, nici nu mai trebuie. Eu care am fost mai slab în credință, după 3 ore am mâncat. Și am putut să mănânc. Nu-i problemă că nu mănânci sau îți vine rău dacă mănânci. Nu poți să mănânci, dar poți să nu mănânci. Și ce câștigăm noi dacă mâncăm? Și ce pierdem dacă nu mâncăm? Nimic. Câte vreme Dumnezeu ne ține în palma Lui. Slăvit să-i fie numele. Cât de important este cât mâncăm? Din punct de vedere medical, a mânca prea puțin duce la slăbire, câteodată la o slăbire extremă, care se numește cașexie. Când omul este ca paiul în vânt, se numește cașectic. Pe noi Dumnezeu nu ne vrea nici berze care să-și întindă aripile și să fie luate de vânt, că atunci ne făcea așa, și nu ne vrea nici hipopotami. Dumnezeu este armonie și vrea ca noi să trăim în armonie. El ne-a calculat după un model, după planurile Lui și după planurile Lui să rămânem. Există calculată o greutate ideală pentru fiecare om. Dacă începi să ai peste greutate, aia deja se cheamă obezitate. A fi flămând poate să fie o consecință a neascultării de Dumnezeu. Isaia 9:20. Fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Dar foame este și starea de care Dumnezeu are milă. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi.
Domnul izbăvește pe prinșii de război, Psalmul 146:7. Și tot Dumnezeu ne îndeamnă și pe noi să avem milă de această stare. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea, Proverbe 25:21. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, Isaia 58:7. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare, Isaia 58:10. Pentru vremurile noastre însă și țara în care trăim și cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, măcar că noi ne plângem de multe ori așa de ea, pentru că ne uităm numai în sus, în jos, nu vrem deloc să ne uităm. Și dacă vedem că mai există Elveția și Germania și Statele Unite, ne mai amintim că mai există și o Somalie și există și Bangladesh și există și multe alte locuri, mult mai întinse de pe pământ, India. Persoane care mănâncă o dată la săptămână, care se hrănesc simbolic. În Sahara, de exemplu, beduinii la un moment dat au un prânz simbolic. Ei mănâncă două boabe de fasole. E adevărat, e cald, e adevărat că nu prea fac mare lucru pe acolo, dar atâta mănâncă și sunt slabi, uscați. Există asemenea populații, există locuri unde nu este belșug de hrană, nici vorbă de mâncare în frigider. După unele statistici, 50% din populație suferă de foame, după altele 70%. Și în fiecare an mor de foame vreo 32 de milioane de oameni. Copii foarte mulți care mor de foame în țări în care curg bombele și în care mulți vin ca să ia puterea, să se lupte pentru putere, sunt populații întregi decimate de foame. Și pe planeta aceasta cu resurse alimentare limitate, trebuie să ne gândim că avem o responsabilitate ce facem cu hrana pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și cu care ne-a binecuvântat. Poate mai este unul flământ care să beneficieze de hrana aceea care unora le prisosește. Poate dacă ar fi cineva așa să se ofere, uite, dăm tu mie 5 kg de la tine și eu ți le iau, multă lume ar zice, ia-le. Însă când e vorba de hrană, acolo avem acest reflex al firii pământești care apare din copilărie și care se numește grasping, agățarea, apucarea. Nu? Pune în mâna copilului ceva că prinde de el. Ia, cere înapoi, trage să vezi că nu ți-l mai lasă. Și câteodată așa facem și noi, cu hrana pe care Tatăl nostru ne-o pune în mână. Dar să fim maturi și să creștem în credință și în duh, pentru că dacă în trup putem crește numai până la 1,80 m, poate mai puțin pentru unii, în duh putem crește oricât. Și dacă înțelegem lucrurile acestea, este spre binele nostru, pentru și spre binele celor care văd în noi o lumină și văd în noi o sursă de salvare. Pentru țara noastră, problema cea mai mare este alimentația în plus. Și alimentația asta care duce la obezitate, crește munca inimii și crește povara care apasă pe articulații, pe încheieturi. Toate încep să sufere. Corpul uman a fost și el calculat pentru o greutate. Deși Biblia nu are pentru cuvântul gras decât conotații pozitive, el este folosit întotdeauna pentru animale care urmează să slujească altora drept hrană, omului drept hrană. Oaia grasă este plăcută, vițelul cel gras este un animal plăcut. Se mai folosește cuvântul gras pentru iarbă, dar și ea care urmează să slujească drept hrană pentru animale. Sau pentru pământ, care fiind gras, el hrănește iarba și restul vegetației. Din păcate, efectele abundenței de hrană pot fi negative și spiritual, abătând inima omului și slăbind vegherea. În Luca 21:34, Domnul Iisus spune, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Dacă mâncăm și mâncăm și mâncăm și ne hrănim și ne hrănim, nu mai suntem atenți la alte lucruri. Medicina a stabilit că există un centru al foamei în trunchiul cerebral și unul al sațietății. Cel al sațietății, cât ești excitat, te face sătul și inhibă și centrul foamei, cu alte cuvinte, veghind asupra lui. Substanțele excitante activează centrul sațietății, care inhibă la rândul său centrul foamei. Putem considera, deci,
că scăparea centrului foamei de sub control nu este altceva decât o slăbire a vegherii. Între Dumnezeu și o hrană să-L alegem întotdeauna pe Dumnezeu. Adam a ales o mâncare interzisă și l-a pierdut pe Dumnezeu. Câte lucruri se pot pierde dintr-o hrană, nu? Esau, pentru o altă mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și ne îndeamnă Apostolul Pavel în Romani 14:20 să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Cum să mâncăm și cum să reluăm mâncarea după ce postim? Vechii evrei începeau conform Genezei, nu? A fost o seară și a fost o dimineață, ziua începea seara. Noaptea începea la orele 18, era primul ceas al nopții, nu? La orele 6 dimineața începea primul ceas al zilei. Și noaptea plus ziua egal o zi completă, care începea și se termina la orele 18, spre deosebire de romani, care începea la miezul nopții. Noi am moștenit sistemul ăsta latin. Sabatul, de pildă, începea la 18 seara, vineri, și se încheia sâmbătă la orele 18. Ziua de post, din cauza aceasta, tot așa începea la orele 18 și a doua zi ținea până la orele 18, dacă postul intenționa să fie de 24 de ore. Din păcate, la noi există mulți frați care încep postul la miezul nopții și îl țin până a doua zi seara, mănâncă pe săturate și câteodată recuperează tot ce n-au mâncat în ziua aia. Asta înseamnă numai de fapt să schimbi orarul de mâncare. Ori din asta rezultă o îngrășare. Bine este de a schimba orarul de post. Mai bine încep mai devreme seara de dinainte și încheiem postul înainte de orele 18, mâncăm ponderat, de exemplu fructe, ceva care să nu adauge calorii. Ce să mâncăm? Care este relația dintre hrană și sănătate? La început Dumnezeu a dat oamenilor să mănânce fructe și iarbă cu sămânță în ea, adică fructe care nu cresc în pom, de pildă lubeniță, zmeură, etc. Sau legume, usturoi, ceapă sau cereale. Și Dumnezeu a zis în Geneza 1:29-30: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră, iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, l-am dat ca hrană toată iarba verde și așa a fost. După căderea în păcat, Adam a intrat în blestem ajungând să mănânce iarbă verde ca animalele. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Pământul n-a fost blestemat de Dumnezeu. Adam, care era proprietarul, intrând el sub blestem, a trecut pământul și el sub blestem. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Geneza 3:17-18. Și să mănânci iarba de pe câmp. Puțin oameni rețin și partea aceasta a versetului. Nu a fost o binecuvântare să mănânci iarba de pe câmp. Și ca dovadă, Nebucadnețar, când a ajuns să fie pedepsit pentru trufie, a ajuns să-i se dea să mănânce ca și boii iarba de pe câmp. După potop, Dumnezeu dă îngăduințe noi privind hrana oamenilor. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Geneza 9:3. Acum, Dumnezeu a prevăzut o hrană optimă, dar să nu uităm, Dumnezeu îl hrănea pe Adam nu numai cu fructe și cu iarba cu sămânță. Se mai hrănea el mult și cu cuvântul lui Dumnezeu, căci în fiecare dimineață el asculta sfatul lui Dumnezeu, se ducea la sfat cu Dumnezeu și îi mai spunea și asta, îl hrănea pe Adam. E, după aceea, când n-a mai avut vitaminele de acolo, au început niște lipsuri în organism, niște lucruri care nu se mai completau. Și Dumnezeu a dat ca îngăduință o lărgire a hranei și era necesară, altfel Dumnezeu n-ar fi dat-o. Deci toate viețuitoarele, care încă erau curate, vedeți, viețuitoarele le-a făcut Dumnezeu bune la început, nu? Toate erau curate. Mai târziu, când Dumnezeu își alege un popor al său, a ieșit din coapselul lui Avram, acest popor, după ce îl scoate din țara Egiptului, îl hrănește mai întâi cu mană și zice așa, Deuteronomul 8:2-3, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă îi păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră,
ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Este versetul cu care Domnul Iisus i-a răspuns lui Satan la prima încercare, la prima ispită. Apoi Dumnezeu dă indicații foarte exacte ce fel de animale de uscat, ce fel de păsări, ce fel de pești să mănânce evreii, care erau numite animale curate și care să le evite. Cum au ajuns necurate ființele create de Dumnezeu, care la început erau bune? Prin căderea omului în păcat, intrând păcatul pe pământ, ieșind de sub autoritatea lui Dumnezeu, omul intră cu proprietatea lui sub autoritatea Satanei. Lui Dumnezeu nu-i pare rău că i-a dat fiului Adam ceva în proprietate. El lasă proprietatea aceea în continuare copilului, deși de drept pământul și cu tot ce cuprinde el este al lui Dumnezeu. Dar pentru că omul a intrat sub autoritatea lui Satan, el a început treptat să acapareze din această proprietate și să murdărească pământul. Întâi s-au murdărit anumite animale, după aceea s-au murdărit toate. Acum vedem că toată hrana este poluată, nu mai putem să spunem că este ceva curat. Sunt fructe care sunt din manipulări genetice, sunt tot felul de conserve, de vegetale cu euri, sunt plante care sunt erbicidate, sunt tot felul de toxice, de pesticide. Nu mai putem să găsim ceva firește curat. Deși sunt unii care s-au străduit, s-au căznit să găsească grâu fără atingere industrială, făcută pâine numai cu manevre din ăsta de casă și care costă de 10 ori, de 15 ori mai scump. Vreau numai să spun ce dezastru este alimentația actuală din punct de vedere firesc. Există între eurile astea emulgatori, stabilizatori, conservanți, coloranți, edulcoranți, arome diverse și până și unele antibiotice se injectează în fructe ca să aibă o durabilitate mai mare. Bananele astea care ne plac nouă așa de mult sunt tratate cu diferite soluții ca să țină mai mult, se recoltează verzi ca să ajungă ele să se coacă pe drumul ăsta lung către țările în care se desfac produsele. Dar, așa ca un corolar, să ne amintim de ce zice Tit 1:15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Deci dacă noi ne încredem în Dumnezeu și găsim că cu asta putem noi să ne hrănim, nu dacă îl ispitim pe Dumnezeu și mâncăm lucruri stricate și zicem, Doamne, binecuvântează-le și Tu poți să mănânci altceva. Nu. Dar dacă asta este ce putem noi găsi astăzi, că eu acum m-am născut în perioada asta și nu m-am născut acum 100 de ani când hrana era mai curată, să ne încredem că Dumnezeu poate curăți. Și Dumnezeu, prin intervenția Lui, poate face ceva bun din ceea ce ne intră în gura noastră, fiindcă am luat cu mulțumiri și pentru că El a făcut din hrana aceea o binecuvântare. Amin. Ați urmărit mesajul Relația omului cu pântecele, prezentat de doctorul Prundeanu. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.